Bună ziua și bine v-am găsit. În primul rând, v-aș ruga să-mi confirmați că mă auziți. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a webinarului nostru. Vom continua astăzi cu detalierea și cu explicarea funcțiilor și tipurilor de câmpuri calculate în tablou. Alături de mine este colegul meu, Radu Ciucă, Head of BI în cadrul TotalSoft, care vă va explica mai în detaliu. Dacă aveți întrebări, vă rog să utilizați secțiunea de întrebări, atât în timpul sesiunii, cât și la final, când vom avea dedicate 15 minute pentru a răspunde la întrebări. Iar în cazul în care ratăm vreo întrebare, o să revenim către voi pe e-mail. De asemenea, ne puteți contacta oricând pe e-mail, atât pe mine, cât și pe Radu. Radu, te rog să preiei tu de aici. Mulțumesc, Elena. Te rog să-mi confirm și mie că se aude. E Da, se ok? Se aude. aude? Da. Ok, perfect. Păi, așa cum spunea și Elena, o să continuăm cu explicarea funcțiilor și tipurilor de câmpuri calculate din tablou. Suntem la sesiunea a doua legată de acest lucru. O să mai existe și o altă sesiune unde o să facem lucrurile cele mai avansate, de fapt, lucruri de genul funcții pe care le găsim doar prin tablou sau lucruri de genul funcții de tip level of detail și așa mai departe. Sunt lucrurile cele mai avansate. Deci, astea o să le facem sesiunea următoare. Acum o să ne concentrăm pe funcțiile de tip dată calendaristică, sunt foarte utilizate în tablou, și pe cele de tip logic, da? Expresii de tip logic, case, if-uri și așa mai departe. Și o să facem și niște scenarii concrete, unele care sunt chiar foarte aproape de ceea ce lucrăm și prin Charisma Analyzer, prin soluțiile bazate pe Charisma ERP. O să vedeți despre ce e vorba. Astfel de scenarii sunt foarte multe, găsiți o grămadă pe net. Eu aici doar o să vă deschid un pic orizontul. Ok, haideți să intrăm în tablou desktop. Între timp mi-am pus ultima versiune, a apărut tablou 2020.2. Poate la un moment dat o să facem și o sesiune în care să arătăm noutățile aduse de versiunile astea noi, pentru că mulți aveți versiuni mai vechi. Ok, o să folosim același Excel, Superstore, Sample, care bineînțeles are cele trei spreadsheet-uri. O să luăm doar Orders. Am creat sursa de date. Ca noutate în versiunea asta, ultima versiune, nu mai există noțiunea de dimensiune și de măsură. Ele sunt diferențiate doar printr-o linie foarte fină de aici. Practic, ce aveam de aici în jos sunt măsurile, iar ce avem în partea de sus sunt dimensiunile. Ok, am spus că o să ne concentrăm pe câmpuri calculate de tip dată calendaristică. Asta înseamnă că o să facem un câmp calculat, se deschide fereastra în care putem să ne scriem câmpul calculat și o să trecem prin fiecare. V-am spus, sunt destul de utilizate funcțiile astea de tip dată calendaristică și e bine de știut cum funcționează fiecare. Haideți să numim câmpul ăsta date type, generic vorbind. Da? Și prima funcție este Date add, da? Date add, după cum îi spune, sau hai să le scriem cu litere mari, cum zice aici. După cum intuim, practic se adaugă la o dată existentă un increment, să-i spunem așa, da? Ea are trei parametri. Primul este ce increment, ce trebuie să adăugăm și aici vorbim despre zile, luni sau ani. Da? Hai să zicem, și ăsta este primul parametru, să spunem că vrem să adăugăm zile. Da? Câte
da? Să spunem 3 zile. Și la ce câmp? Păi pot să folosesc un câmp pe care să mi-l scriu eu aici. Cred că v-ați dat seama de data trecută că dacă aș vrea să scriu un câmp de tip dată calendaristică, în clar, în formulă, el trebuie scris între dies, da? Cum câmpurile de tip string trebuie scrise între apostrof sau ghilimele, câmpul de tip dată calendaristică trebuie scris între dies. Dar pot să folosesc order date de aici, de pildă, din sursa noastră de date. Și practic avem o formulă corectă. Ce face? Adaugă 3 zile la câmpul, la data calendaristică pe care o găsește în order date. Ca să putem să și verificăm treaba asta, o să tragem un raport. Hai să-l detaliem până la nivel de zi, zicem așa. Și avem 6 ianuarie 2014. Dacă punem și câmpul inițial, order date, și îl detaliem și pe ăsta la nivel de zi, o să vedem că fiecare este, câmpul nou obținut este cu 3 zile față de cel inițial. Bun, deci asta face date add. Vă aduceți aminte, ca să comentăm, trebuie cu slash slash. Hai să revenim la, să vedem ce mai avem. Date diff, cum intuim, practic face diferența între două date calendaristice. Diferența ți-o arată într-un, poate să fie în zile, în luni sau în ani. Da? Hai să zicem la fel, o să punem aici day, alegem diferență în zile. Următorul parametru este data de început și al treilea este data de sfârșit. Uite, am putea să folosim de pildă data pe care, da, oricum nu mai avem acum. Hai să zicem așa, să facem diferența între order date și ziua curentă. Da? Ziua curentă pe care am putea să o scriem cu o funcție pe care Tableau o pune la dispoziție și care este today. Da? Deci există în Tableau o funcție today care mi-arată ziua curentă. Deci practic o să avem diferența în zile între ziua curentă și data care există în câmpul order date. Dacă îi dăm acum apply, ok, haideți să mai tragem încă o dată aici, scuze, date type. Acum o să vedem care este diferența. Bine, câmpul ăsta acum este chiar o măsură. În mod normal ar fi trebuit să o tragem în zona de măsuri și pe urmă să o punem pe ABC-ul ăsta. Dar ea poate fi folosită și ca dimensiune. Ce vedeți aici este diferența între ziua curentă și data din câmpul respectiv. Ok, hai să vedem următoarea, o comentăm și pe asta. Date name extrage, e un câmp care are o funcție care are doi parametri și practic îmi extrage luna, ziua sau anul dintr-o dată calendaristică. Hai să spunem așa, deci vrem să extragem ziua din order date sau hai să spunem chiar dintr-o dată pe care o dăm default și anume, ia să vedem dacă putem să scriem așa. Astăzi suntem în 30, liniuță 06, 20, 20. Și dacă aplicăm, să obținem 30, da? Deci suntem în 30 a 6-a și, după cum vedeți, s-a extras de aici ziua de 30. Dacă puneam aici luna, atunci am fi obținut faptul că este iunie. Deci date name extrage o parte din dată, care poate să fie zi, lună sau an. Date parse este o funcție care transformă practic un string într-un câmp de tip dată calendaristică, într-un anumit format pe care îl dăm.
Numai că aici trebuie mare atenție. Formatul trebuie să fie scris cam ceva de genul DD, month, 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 year, 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 year. Okay? Și acum, al doilea parametru este un câmp de tip string care poate să fie așa. 20, 20, liniuță, 0, 6, 30. Da? Când îl parsăm, da, ceva nu este în regulă aici. Hai să vedem dacă nu cumva este de la literele mari. Asta spuneam că trebuie să fie mare atenție. Nu, înseamnă că formatul pe care îl găsim aici nu este chiar cel mai corect. Hai să vedem dacă, deci nu reușește să-l transforme, să vedem dacă 30 liniuță 06, 20, 20, nici așa nu vrea. Ok. Interesant, nu-l vrea. E din cauza faptului că trebuie. Nu? N-ar trebui să fie din cauza asta. Totuși nu vrea. 06, 30. Da, ciudat. Deși, dacă luăm, este aproape scris ca un exemplu. Nu. Ok. Hai să încercăm așa, uite, dacă scriem într-adevăr. Deci, 30 June. 20. Acum ar trebui să-l poată parsa. Da. Da, e un pic ciudată funcția, pentru că trebuie ținut cont inclusiv de litere mari, litere mici aici. De pildă, dacă aici punem litere mari, o să constatăm că nu prea mai merge. Sau, în fine, oricum nu merge, pentru că eu am vrut să parsez 30 iunie și îmi pune 30 întâia. Da? Deci, oricum nu recunoaște foarte bine. Dar dacă punem cu litere mici, atunci văd că le recunoaște. Oricum, e o funcție pe care, sincer, eu n-am folosit-o mai deloc. În schimb, celelalte, primele trei, sunt destul de utilizate. Date part extrage în format numerii de data asta o parte din o dată calendaristică. Okay. Și dacă spunem, să zicem chiar month, atunci, dintr-o dată, să spunem din asta, ar trebui să obținem faptul că este luna a 6. Deci, spre deosebire de date date name, unde obțineam numele unei anumite componente, zi, lună sau an, dintr-o dată. De data asta se obține o parte din ceea ce compune o dată calendaristică în format numeric. Ok. Date trunc este o funcție care trunchează o dată calendaristică la nivel de trimestru, lună sau an. Și anume, în funcție de data pe care o primește ca parametru, te duce la începutul perioadei respective. Ca să înțelegeți cel mai bine, uite, dacă am pune aici month, să spunem, și punem o dată calendaristică, hai să zicem că o punem chiar pe asta, ar trebui să ne ducă la întâi ale lunii. Da? Și vedeți, este 1/6/2020. Deci tot timpul mă duce la începutul perioadei, fiind
Indiferent dacă aș pune aici orice, 25 să spunem, 25 a 6-a, tot la 1 a 6-a mă aduce. Dacă aici pun quarter și noi suntem pe 25 a 6-a, o să mă ducă la începutul quarterului, în prima zi din quarterul din care face parte data calendaristică respectivă, respectiv o să mă ducă pe 1 a 4-a. Dacă aici aș fi pus, să spunem, a treia, 25 a treia, m-ar fi dus la 1 ianuarie. Deci, date trunk trunchează la începutul perioadei pe care o primește ca parametru. Deci, pur și simplu, extrage data, ziua dintr-o dată calendaristică. Și dacă dăm, să spunem, o dată în formatul ăsta, o să vedem că e vorba de 25, da? Deci extrage pur și simplu ziua. IsDate este o funcție de tip true-false de data asta și evaluează dacă o dată, un string de fapt pe care îl primește ca parametru, este de tip dată sau nu. IsDate, să spunem așa, 20-20, 06 30. Vedem dacă îl recunoaște ca fiind de dată calendaristică și vedem că da, îl recunoaște ca fiind dată calendaristică. De pildă, dacă aș fi înlocuit liniuța cu punct, îl recunoaște încă ca fiind dată calendaristică. Dacă aș pune formatul ăsta, îl recunoaște și așa. Hai să vedem dacă aș pune aici 30 și aici 06. Vedeți că în felul ăsta nu mai recunoaște ca stringul ca fiind de tip dată calendaristică. Deci, cumva, stringurile ar trebui să fie parsate în formatul an, lună, zi. Cred că merge și invers, adică zi, lună, an. Ok. ISO quarter este îți întoarce practic quarterul din care face trimestrul din care face parte o dată calendaristică. El primește ca parametru. Hai să scriem și pe ăsta. Ok, deci primește ca parametru un câmp de tip dată calendaristică, spunem ăsta. Și funcția îți întoarce trimestrul din care face parte, da? Face parte din trimestrul 1. La fel și celelalte, ISO week, ISO weekday și ISO year, da? Deci practic îți întoarce un număr care reprezintă trimestrul, săptămâna, ziua sau anul din care face parte data respectivă. Nu o să le mai trecem prin toate. Max și min sunt aceleași funcții pe care le-am văzut și data trecută. Month este echivalentă cu day. Îți întoarce luna dintr-o dată calendaristică. Dacă parsăm data asta calendaristică, o să vedeți că ne întoarce 3. Now este o funcție interesantă, seamănă puțin cu today, doar că îmi întoarce și informația de timp. Now, da? Deci este o funcție care întoarce ziua curentă, dar și informația de timp. Spre deosebire de today, deși e mai jos, o să o pun acum. Da? Care asta îmi întoarce doar data calendaristică, fără informația de quarter, bineînțeles, este precum month și day. Da, deci primește o dată calendaristică și îmi întoarce trimestrul din care face parte. Quarter. N-am scris-o bine. Ok. Și face parte din trimestrul 1, data pe care i-am parsat-o. Today, ziua curentă. Week, întoarce săptămâna curentă.
și ieri întoarce săptămâna curentă. Deci cam astea sunt funcțiile calendaristice care se pot folosi, cele mai utilizate fiind date add, date diff, date name, date part, date trunk, trunk și așa mai departe. Mai puțin celelalte, dar astea de pe aici sunt destul de utilizate. Ok, hai să vedem acum și datele și funcțiile de tip logic, da? Case și if și tot felul de operatori pe care le mai putem folosi în astfel de formule. Și pentru asta o să facem tot așa un câmp calculat, să-i spunem logic type, da? Și să vedem care sunt funcțiile logice. Scuze, astea de aici sunt. O să le folosim acum, de fapt, pe case și if, pentru că celelalte else, if, ba chiar și and și and-ul de aici, cumva sunt folosite în cadrul case-urilor și ale if-urilor. Și o să începem cu case-ul. Deci, case, sintaxa e așa, case expresie, when expresia capătă valoarea pe care o dăm aici, întoarce un rezultat și tot așa. Ca să facem noi un exemplu, uite, o să fac un parametru. Hai să spunem așa, create parameter, care să fie de tip deci create parameter care să fie de tip string și să fie de tip listă și în parametrul respectiv să spunem că punem așa. O să folosim dimensiunea region și așa că o să folosesc câmpurile următoare. West, care sunt valori în dimensiunea respectivă, central, east și south. Parcă astea sunt valorile dimensiunii respective. Deci ne-am creat parametrul respectiv. Iar câmpul respectiv, câmpul logic, am zis că facem un câmp nou, căruia să-i zicem, nu știu dacă nu cumva l-am creat, logic. Scuze-mă că te întrerup, se aude cu întreruperi. Păi nu știu ce să fac. Acum se aude mai bine? Da, acum se aude bine. Ok, o să stau eu mai aproape de microfon în cazul ăsta. În regulă. În regulă. Bine că mi-ai spus. Case. Și de data asta o să punem parametru, deci practic expresia o să fie ceea ce parsăm parametrului. Și aici spunem așa. When west, parametrul este, să spunem, west, then, hai să zicem că, deci să parsăm aici, pasăm aici W, da? When south, să parsăm then S și end deocamdată. Deci cam așa ar trebui scrisă o funcție care să cuprindă case. Și pe asta, dacă o punem aici, deocamdată ne arată W. De ce? Pentru că în parametru, mai mult ca sigur că este west. Dar dacă ne ducem aici și alegem east,
o să fie nu, nul. De ce? Pentru că nu am tratat cazul ăsta. Noi am tratat sudul, da? Și atunci o să pună S. Deci noi am tratat de fapt doar două cazuri. Vest și sud. Celelalte nu le-am tratat în câmpul nostru calculat și de asta ne arată nul. Deci pentru asta ar trebui de fapt să punem, să continuăm expresia noastră și cu celelalte combinații. Și atunci să punem așa, central, să zicem C și celălalt era East. Și atunci să punem E. E un exemplu în care putem să folosim funcția case. Da? Nu face el mare lucru decât a transformat West, Central și așa mai departe în niște litere, dar scopul era să vă arăt cum se folosește funcția respectivă. Acum, se poate face scenariul ăsta chiar și cu niște if-uri. Și următorul pe care următoarea funcție pe care aș vrea să o verificăm acum, să vedem cum se folosește, este chiar cea cu if. Ok, și atunci, ia să vedem. Nu neapărat același scenariu, dar putem să-l facem. If parametru, să facem același lucru, ca și cum am folosit if-ul. Parametru este West, then punem W. Else if, da, pentru că o să aibă mai multe ramuri, dacă valoarea parametrului este South, atunci o să punem S. O să continuăm cu scenariul ăsta încă de două ori. O să punem central. Aici un H și East. Aici o să punem un E și End. Și practic am făcut aceeași funcție, sau în fine, care îndeplinește de fapt același lucru, doar că de data asta este scrisă cu if. Hai să vedem că și funcționează. Dăm OK. Și vedem că funcționează la fel de bine. Ok, hai să vedem ce mai aveam acolo, la funcții logice. Bun, deci mai aveam if-ul, am intrat prin ele. If null este o funcție care atunci primește doi parametri. Când primul parametru este de tip null, îți întoarce 0. De fapt, îți întoarce nu 0, îți întoarce ce este în al doilea parametru, mai degrabă. If este o funcție ca și în Excel, este de fapt un if normal, doar cu două ramuri. Da? IsDate îți întoarce cred că a fost și în funcțiile de tip dată calendaristică, nu o să mai insistăm pe ea. IsNull îți întoarce true sau false dacă parametrul pe care îl primește este null. MinMax au fost folosite și în sesiunea trecută. Not este negarea, ori este sau, da? End-ul este și, ori este sau. Then l-am folosit și în case și în if, when la fel. Z, n, l-am folosit data trecută, este un câmp care întoarce 0 dacă expresia este nul. Este cumva un caz particular al funcției if nul. Da? Cam astea sunt funcțiile de tip logice și care sunt folosite destul de mult în, se creează cu ele expresii. Iar acum o să vreau să facem niște scenarii care să fie mai aproape de realitate, să spunem așa. Și primul scenariu ar fi cum se calculează niște intervale de întârziere dacă am avea o sursă de date cu un rest de încasat din niște facturi. Da? Noi o să folosim tot
sursa asta de date. Noi nu avem aici, din păcate, rest de încasat, dar o să simulez eu un rest de încasat, o să fac repede un câmp calculat și zic rest de încasat, care înseamnă, nu știu, 45% din, o să mulțesc sales-ul cu 45% din sales, da? Și o să obțin practic un rest de încasat. Deci, de asemenea, intervalele de întârziere în sursa asta de care am vorbit, facturi neîncasate, care este una din sursele standard din Carisma, nu avem, ar trebui să folosim ca și dată de comparare, să spunem așa, due date-ul. Noi nu avem decât order date, dar o să fac aici un due date și o să-l fac să fie mai aproape de, adică să cuprindă și data curentă. Vedeți că aici avem doar din, cum ar veni, comenzi până în 2017. De asta o să fac un câmp calculat, să-i spunem due date. Și o să mulțesc, practic, o să vreau să adaug, că să-l aduc în zilele noastre, o să adaug la câmpul order date 1000 de zile. Cum putem să facem... Să facem treaba asta? Păi cu una din funcțiile de tip dată calendaristică și anume dateAdd. dateAdd și o să adaug zile câte 1000 la orderDate. Și iată cum am creat eu un câmp, am simulat practic un câmp orderDate. Vedem că avem informații inclusiv din în viitor, pentru că asta vreau de fapt să arăt, că due date-ul, bineînțeles că este și în viitor, da? Sunt, reprezintă data scadentă. Bun, și atunci cum creăm câmpuri de tip intervale de întârziere? Păi, o să facem un câmp calculat, să-i zicem interval de întârziere. Este de fapt un if și folosim funcția dateDiff. Date. În ce? Păi în zile. Ok. Aici o să folosim date due date, da? Due date. Iar ca și diferență o să facem față de ziua curentă. Asta înseamnă today. Da? Deci o să folosim funcția today. If date diff în zile este mai mic sau egal decât 0, asta înseamnă facturi care n-au ajuns încă la scadență. Și asta înseamnă un interval, să-l numim în termen. Pentru că n-au ajuns încă la scadență. Else if, și acum o să copiem expresia asta și o să creăm intervalele. Să zicem că următorul interval este 30 de zile. Iar aici înseamnă, practic, 1.30, intervalul 1.30. Și tot așa putem să creăm câte intervale vrem. Să zicem că punem 60 de zile și asta ar însemna 31.60 de zile. Ok. Mai facem încă 1.90 de zile. Și asta înseamnă 60.90 de zile. Else, restul înseamnă restanță mai mare de 90 de zile. Și end. Și iată cum am creat un câmp. Să vedem de ce aici trebuie să fie un if. Da? Bine, if date diff mai mic decât then. Am uitat să punem then peste tot. Și aici. Și aici, și aici. Și acum avem o expresie validă. Bun. Și am creat intervalele de întârziere. Cum ar arăta raportul? Păi punem intervalele de întârziere, punem restul de încasat. Da? Și acum, bineînțeles că putem să facem raportul pe ce vrem. Pe subcategorii, pe categorii și așa mai departe. Să zicem în termenul, punem primul. Deci, asta este restanța care n-a ajuns încă la scadență, nici n-ai putea să o numești
rest de încasat, da, dar n-ai putea să o numești restanță întârziată, pentru că ea încă n-a ajuns la termenul de scadență. În schimb, celelalte sunt solduri întârziate și am creat următoarele intervale de întârziere. Da? Deci, în felul ăsta se pot crea. Acum, deci ăsta este un raport de aging, să-i spunem. Da? Următorul ar fi un forecast. Da? Ce înseamnă forecastul? Forecastul este, de fapt, ce am eu la valoarea în termen. Da? Deci astea sunt sume pe care eu sper să le încasez în viitor, la data scadenței. Da? Și aș putea să fac acum un interval de forecast cât să încasez în următoarele 30 de zile, pe urmă în intervalul 31-60 de zile și tot așa. Da? Pentru asta trebuie să creăm practic un alt câmp calculat, să-i spunem intervale de forecast, care înseamnă tot un if și tot cu date DIF. Da? Și tot în zile, doar că de data asta o să modificăm puțin. Deci aici o să ne legăm de due date și de today, da? Ok. Doar că o să facem următoarea comparație. Dacă diferența asta este mai mică sau egal decât minus 90 de zile, atunci ăsta înseamnă că vor fi sumele pe care eu sper să le încasez peste 90 de zile. Și acum să construim toate ramurile. Deci dacă asta este mai mică decât 60 de zile, asta ar fi în intervalul 61 și 90 de zile. Da? Construim și pe următoarele. 30, asta înseamnă 31 și 60. Dacă este mai mic decât 0, asta înseamnă practic mai mic decât 0, înseamnă 1,30. Altfel ar fi rest de încasat. Ia să vedem dacă e ok. Bun. Atunci e undeva o greșeală. Else if. Deci am uitat să punem aici else if peste tot. Ok, acum expresia este validă și dacă facem duplicat la ăsta și în loc de intervale de întârziere punem intervalele de forecast, o să vedem practic cât sperăm noi să încasăm în viitor, în intervalul 1,30, 31,60 și așa mai departe. De fapt, ce mă interesează este sunt valorile de aici. Ca să nu mai îmi arate restul de încasat, ar trebui pur și simplu să pun un filtru pe rest de încasat și să elimin restul de încasat, astfel încât să las doar forecast. Și asta ar fi un exemplu de forecast. Să-i spunem forecast 1. Iar dacă facem un duplicat acum, o să avem și un forecast 2. În loc de intervale de întârziere, aș putea să pun aici due date-ul și să îmi aleg, de pildă, week number. Și acum, practic, am un forecast pe săptămâni. Ăsta este ceea ce sper eu să obțin în săptămâna 27, care este prima
de la ziua curentă, după care în săptămâna următoare și așa mai departe, până când se termină toate scadențele din sursa mea de date. Asta este un alt exemplu de forecast pe săptămâni. Da? Deci ăsta este pe intervale de întârziere, iar ăsta de aici este pe săptămâni. Cele două sunt cumva legate între ele, da? Doar că arată informația diferit. Practic, în aging, restul de încasat este împărțit în intervale de întârziere. În forecast, valoarea în termen este împărțită în intervale de întârziere. Ăsta ar fi un alt scenariu. Un alt scenariu pe care vreau să vi-l arăt acum este să creăm un parametru care să conțină niște măsuri și pe urmă să punem în raport măsura respectivă și să alegem de fapt parametrul să-l punem în raport și să alegem măsura pe care vrem să ne arate raportul respectiv. O să facem un parametru, să-i spunem așa, choose a measure. Și de fapt, am zis să facem mai întâi parametru. Hai să facem mai întâi parametru. Este și un câmp calculat, dar mai întâi facem parametru. A measure. Va fi de tip string. Deocamdată nu conține nimic și o să fie de tip listă. Și aici o să punem măsurile pe care vreau să le aleg. Da? Mă uit și văd. Discount ar fi una din ele. Profit ar fi o altă măsură. Sau sales. Da? Să zicem că doar 3 lăsăm. Bun. Am creat parametru. Choose a measure. De aici ne alegem. Acum vreau să facem un câmp calculat care să fie de fapt un case, da? Și numim câmpul calculat measure chosen, să spunem, da? Ok. Și asta înseamnă așa. Case, parametru. Cred că n-am scris bine, choose a measure. În fine, nu contează. Deci asta este valoarea parametrului. When parametru este discount, valoarea parametrului înseamnă discount, atunci să ne arate discountul. Else. De fapt, nu este cu el, o să copiem when. În loc de discount, o să punem acum profit. Da? Și când valoarea parametrului este profit, o să alegem măsura profit. Și when sales, o să alegem sales. Ok, și asta e tot. Am creat și măsura respectivă. Măsura asta o să o vedeți aici. Hey, asta este de acum măsura pe care o pun în raport. Și raportul, bineînțeles, că pot să-l construiesc cum vreau. Pot să pun region, pot să pun subcategorii. Ce mi-arată el acum? Ceea ce mi-am ales aici, discountul. Dacă eu mă duc și mi-aleg profitul, o să văd în raport profit. Dacă mă duc și mi-ales sales, o să văd aici sales. Deci, pur și simplu, în același raport, mi-am creat un parametru pe care îl folosesc ca filtru să aleg în raportul respectiv măsura pe care o doresc. Ăsta ar fi un alt scenariu. Și ultimul scenariu pe care vreau să vi-l arăt este... De pildă, avem câmpul order date, da? Și să-l zicem că îl detaliem până la nivel de zi. Adică ne alegem month, day, year, da? Deci avem zi. Aș vrea să fac un câmp calculat care să-mi spună dacă
datele de aici, acolo unde datele de aici reprezintă ultima zi din lună, da? De vedem că avem aici ianuarie 2014, da? Și este de pe 3 până pe 31. Ei, aici aș vrea să-mi pună true, că este ultima zi din lună, iar pe aici să-mi pună fals, că nu este ultima zi din lună. Treaba asta se face cu un câmp calculat, să-i spunem end of month, și care, în care vom folosi date part. Deci funcția o să fie așa. Mai întâi o să o scriu și pe urmă o să și explic, pentru că e mai ușor, da? Și aici o să folosesc order date. De fapt, o să fie așa. Date add. Date add. Ok. Day. Day. Adaug o zi. Și asta egal cu 1. Iar aici trebuie să pun o paranteză. Asta este de fapt expresia. Și cum se interpretează ea? De fapt am folosit două funcții, date add și date part, da? Date part îmi extrage în cazul de față ziua, da? Din data pe care o are în al doilea parametru. Dar ce dată avem în al doilea parametru? De fapt ce face date add? Adaugă o zi la data curentă. Da? Și de ce am făcut treaba asta? Pentru că dacă ar fi fost ultima zi din lună și adăugam o zi, ce devenea? Devenea 1, da? Pentru că era prima zi din luna următoare. Iar asta este o expresie de tip true sau false, practic. El așa o evaluează. Și asta dacă o punem aici, o să vedeți că este fals, fals, fals și acolo unde este 31, o să-mi arate că este true. Și tot așa, da? Aici, 31 martie, este true. Deci, practic, am creat un câmp calculat care îmi spune dacă este ultima zi din lună. Cum? Adăugând o zi la data respectivă și evaluând dacă devine 1. Pentru că următoarea zi, dacă adaug o zi la ultima din lună, bineînțeles că este întâi. Foarte, foarte inteligent, să spunem așa. Și se pot face astfel de scenarii foarte, foarte multe. Din păcate, timpul este foarte scurt, așa că și acum am trecut. O să trecem la secțiunea de întrebări. Elena, dacă sunt întrebări, te rog să-mi spui și încercăm să răspundem la ele. Deocamdată nu avem întrebări, am rugămintea să folosiți secțiunea de questions din partea dreaptă și o să vă răspundem la ele. Ok. Astfel de scenarii găsiți foarte multe pe net. Cum se folosesc funcții, cum se creează astfel de câmpuri calculate, aproape despre orice găsiți. E imposibil să nu existe undeva cineva care să nu fi făcut, să nu fi creat o funcție cu lucru care vă interesează. Eu de fiecare dată când am căutat, am încercat să caut ceva ce nu știam pe net, am găsit fără niciun fel de problemă. Dar doar lucrând cu ele puteți să descoperiți cum se creează. Doar lucrând cu ele, atunci puteți să învățați mai ușor. Nu avem întrebări până în acest moment, okay. Radul. În cazul în care avem sau vreți să ne întrebați ceva, aveți pe ecran adresele noastre de e-mail, vă răspundem, ori eu, Radu, vă răspundem la orice întrebări care apar ulterior.
Vă mulțumim și vă așteptăm la sesiunea următoare. Ok, la revedere! La revedere!